în actualul context social se pare că nu vor fi introduse noi relaxări, ci din contră, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat în decursul zilei de azi prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, păstrându-se restricțiile care deja sunt în vigoare. Starea de alertă continuă cu încă 30 de zile, asta a anunțat președintele României, Klaus Iohannis, în decursul zilei de azi în cadrul unei conferințe. Conform înregistrărilor la nivel național, numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus nu scade, astfel prelungirea stării de alertă pare a fi singura opțiune. Totodată se păstrează restricțiile care deja sunt în vigoare. Bună ziua! Am finalizat o discuție de lucru importantă pe care am avut-o împreună cu premierul Orban, cu mai mulți miniștri și consilieri prezidențiali. Am analizat situația epidemiologică, măsurile care se impun pentru perioada următoare și pot să vă comunic câteva lucruri. Situația epidemiologică nu este bună. Ați văzut că am avut și astăzi peste 600 de persoane care au fost detectate cu COVID-19. Este mult, este foarte mult. Și în acest context, dragi români, vreau să vă spun trei lucruri. Protejați-vă, protejați-vă și protejați și pe alții. Purtatul măștii, păstrarea distanței, sunt metode sigure pentru a opri răspândirea acestei epidemii. Respectați normele. În aceste condiții, în care nu doar că nu scade numărul bolnavilor, ba crește iarăși, este evident că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile. Deci starea de alertă va fi prelungită. Însă se vor păstra doar restricțiile care sunt acum în vigoare. Deci nu se prevede acum introducerea de noi restricții, cum, din păcate, având această evoluție, nu poate fi vorba de a introduce noi relaxări. În acest context, totuși, îngrijorător, dorim să continuăm măsurile care vor duce la revigorare economică. Nu vor fi luate măsuri care inhibă economia. Guvernul are în pregătire și o să prezinte la momentul oportun noi acte normative și hotărâri care pun în practică programul de revigorare economică care a fost prezentat. Revigorarea economică este extrem de importantă după această perioadă complicată prin care am trecut. Și tot în legătură cu revigorarea economică este și discuția pe care o voi avea vineri și sâmbătă la Bruxelles, în Consiliul European. Este foarte important ca România să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei. Pentru asta mă voi lupta acolo, împreună cu mine, toată echipa României. În concluzie, starea de alertă continuă. Atenție, protejați-vă, protejați pe ceilalți. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate.